În 1949, pe teritoriul României, regimul comunist avea să înfrunte timp de aproape 9 ani cea mai puternică și de lungă durată grupare anticomunistă din Europa. Cei ce urmau să devină eroi ai perioadei comuniste au fost chiar liderii partizanilor, Petre și Toma Arnăuțoiu. Povestea fraților Arnăuțoiu începe din satul Nucșoara, un sat uitat de lume, un sat rămas parcă înghețat în timp. Venirea comuniștilor a adus cu ea o agresivitate ce s-a manifestat cu brutalitate în Argeș, prin vânătoarea susținătorilor regimului monarhic și în special al celor ce începuseră să se organizeze în scopul înlăturării prin lupta a regimului comunist. Printre persoanele care continuă să păstreze vie amintirea partizanilor se numără și cercetătorul științific Octavian Onea. A fost noua organizare comunistă care s-a instalat odată cu ocupația rusească. Eu am trăit în vremurile acelea și știu, nu era niciun fel de simpatie pentru comuniști și toată lumea aștepta să vină din nou americanii care fuseseră aici și plecaseră în mod inexplicabil pentru foarte multă lume. Dintre toate zonele afectate, cea mai acaparată a fost chiar zona Argeșului, pentru că acolo se și regăseau cei mai mulți simpatizanți ai monarhiei. Iar în viziunea comuniștilor, trebuia eliminată orice formă de opoziție. Asta însemnând atât țărăniști, atât preoți, învățători, cât și persoane cu un rang militar înalt. Nici nu mă miră că partizanii și frații Arnăuțoi au decis să fugă în munți. Au plecat în munți în 48. Toma cu Petre, cu un băiat mai tânăr de 17 ani, Jubleanu. Grupul de partizani era foarte bine organizat. Toma, fiind cavaler în armata regelui, avea și pregătire militară. Toată gruparea în sine era formată din oameni capabili, precum preoți, învățători, iar pe lângă toate acestea, mai erau și oamenii din sat care le săreau cum puteau un ajutor. Partizanii însă, din dorința de a da înapoi, au păstrat documente, liste, cu cine și cu ce a ajutat. Iar asta a fost ca o pomană pentru securitate. Exact tot pe unde am umblat. Și au ars ăsta care a rămas acolo, Iubleanu. A ars o parte din documente, dar nu au ars documentele toate. Documentele le-am mai găsit la pâinele acolo în grotă. Deci aici au fost arestați mai mult de 13 luni de mână. Și nu au avut ani așa de luni, doi. Au avut ani după 12, 15 ani de până. Au fost supărați mulți. Supărați o perioadă foarte mult. Deși Argeșul era sub supraveghere continuă, povestea haiducilor din Moscel a adus în atenția securității satul Nucșoara. Pentru unii dintre sătenii, această atenție nedorită a creat foarte multe probleme, indiferent de prezența sau absența legăturilor cu grupul de partizani. Sigur că era o hărțuire între ei și trupele de securitate, pentru că toată lumea știa că sunt urmăriți. Chiar arestările care se făcuseră înainte nu erau făcute de milițienii satelor. Pe de altă parte, toată lumea, nu numai din satul Nucșoara, dar pe valea râului Doamnei până la Domnești, ținea cu ei și i-au ajutat în diferite etape și împrejurări. Elisabeta Rizea a fost incontestabil una dintre persoanele din sat foarte devotate cauzei partizanilor. Adică aceasta le-a dus 4 ani la rând pe ascuns și în condiții extrem de grele, bani, mâncare, uneori chiar și bilete și alte mesaje, informații, toate astea pentru că aceștia să poată rezista sălbăticii să-și continue lupta împotriva comuniștilor. A fost chiar numită de aceștia, de comuniști, dușman al poporului, iar gospodăria ei din Nucșoara a fost botezată mai târziu casă de bandiți. Ce-a făcut oamenii ăștia aici, nu a făcut nimeni. Deci s-a plimbat de la Inău până la Mehedinți. Datorită acestui ajutor au și reușit să reziste timp de 9 ani, fiind refugiați în munți. Bine, se și mutau în continuu, din adăpost în adăpost, unul mai improvizat decât celălalt. Chiar de ținut minte e că fiecare adăpost în parte trebuia să susțină circa 16 oameni.
În casa Arnăuțoilor s-a instalat postul de poliție, de miliție, că acum se schimbase numele poliției în miliție. Și erau sub supraveghere continuă. Ba mai mult, le-au instalat și tehnică operativă. Și la un moment dat erau să o și găsească. Pentru că un șoarece a intrat pe o gaură, l-a auzit Iancu cărodea acolo și s-a dus pe găurica aceea și a văzut că era un fir. Încă era casa lor, iar acum nu mai e casa lor, acum este casa poliției și este o sfidare pentru noi, pentru cei de acum, că poliția a devenit acolo triumfătoare. În aprilie 1949, Maria Plop află de un bilețel prin care îi se cerea să se ascundă vreme de 2 săptămâni pentru a nu fi anchetată de către securitate despre dispariția partizanilor în munți. În acea seară, Maria Plop, îndemnată de ura față de regim, dar și de iubirea față de Toma Arnăuțoiu, a decis să se alăture luptătorilor anticomuniști. 7 ani mai târziu, Maria avea să rămână însărcinată, ceea ce va aduce o nouă provocare grupării. Sigur că pentru toată lumea a fost o minune și o speranță. Uite că vine lumea nouă acum, că dăm naștere lumii noi. Iar fetița se vede și din poza ei, care e așa pus-o pe coperta asta. Ea are pumnișorul strâns, așa, adică ea știa din ce lume vine intuitiv. În 1958 au găsit modalitatea de a-i atrage într-o cursă la unul dintre colegii lui Toma Arnăuțoiu. Și el le-a dat o sticlă de țuică, au băut din ea, Petre a căzut întâi, Toma și-a dat seama, a încercat să îl ridice, a băut și el, însă și nu s-a mai trezit decât la securitate. Au fost judecați de tribunalul militar din București, care a dat niște sentințe cumplite. 16 ani, 16 condamnări la împușcare, 16 condamnări la moarte. N-a fost puțin. Cei care au participat atunci, practic pionierii Revoluției, ei știau riscurile pe care și le asumau și uite că totuși încă nu sunt recunoscuți. Pentru că teoretic, prin legile țării, ar trebui să fie considerați eroi ai neamului românesc. N-au luptat și ei tot pentru libertate? Mi se pare jenant că toată valea aia pare înghețată acum și încă aflată sub o teroare pe care eu unul am simțit-o, pentru că nu spune nimeni nimic despre faptul că aceea a fost una din zonele fierbințe ale rezistenței românești și una dintre rezistențele care au durat foarte mult în Europa, când ei au fost absolut singuri, părăsiți de toată lumea, afară de comunitatea din care făceau parte. Ori la Nucșoara n-am văzut decât o plăcuță pe garduri cu strada Elisabeta Riza. Mai este numele gimnaziului, care poartă numele lui Toma Arnăuțoiu, și o cruce care a fost ridicată acum 2 ani sau 3. Satul rămâne în continuare înghețat în timp, fiind un puternic exemplu al urmelor lăsate de ciuma roșie. Iar comuniștii le răspundeau unde sunt americanii, s-au ascuns ca șobolani. În codrul verde nu se mai pierde, nu se mai vede urmă de cal pe la izvoare.
Și n-a vrut să mă scrie la liceu la Curtea de Argeș. Că zice, ești din comună de unde sunt bandiții din Ușoara, așa le zicea. Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele, ca ai și simte, ai lung și rog. Nai, 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 na. Pe toți ăștia sunt de părere că ăștia le-am făcut rău, dar ăștia l-au făcut bine. La drumul mare nu mai apare, să mai omoare cât un ciocoi, să ia toți.